Continuă seria gafelor făcute de guvern. După ce au pus pe drumuri mii de români care au stat la cozi cu orele pentru a depune declarații pentru plafonarea prețurilor la energie, guvernanții retrag obligativitatea ce a creat haos. Proiectul de ordonanță de urgență, care să elimine declarațiile pe proprie răspundere pentru clienții casnici care au mai multe locuri de consum pentru a beneficia de preț plafonat, a fost publicat marți seara de Ministerul Energiei. Acesta modifică actul normativ privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Totuși, vor trebui să depună această declarație pe proprie răspundere pentru a beneficia de un preț plafonat la energie persoanele care folosesc aparate medicale, familiile cu minimum 3 copii și familiile monoparentale cu cel puțin un copil. Conform reglementărilor recent aprobate, persoanele care au atât adresă de reședință cât și una sau mai multe adrese de domiciliu trebuia să depună la furnizor o declarație pe proprie răspundere privind locuința la care vor să beneficieze de preț plafonat. Această reglementare a dus la formarea de cozi în toată țara.